Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărți de tarot pentru ziua de miercuri, 13 septembrie. Tarot horoscop așadar pentru fiecare zodie, să vedem cu ce noutăți vine ziua de miercuri pentru zodie sau ascendent. O zi în care veți căuta poate să vă vindecați, să vă calmați gândurile, sentimentele, să calmați o situație sau poate fi o zi foarte calmă, o zi cu multă claritate și mentală. E o zi în care poate aveți de învățat ceva de la cineva sau veți avea această dorință de a mai învăța, de a vă ocupa de sănătate, de a vă echilibra energiile, de a vă echilibra viața, de a vă simți într-o stare de pace, de armonie. Posibil că și un bărbat va juca un rol important pentru voi, un lider sau poate fi și un prieten, un terapeut. Este o zi așadar în care veți căuta poate să aduceți mai multă dreptate, pace și liniște în viața voastră. Haideți să vedem. Zodia Berbec. Vedem pentru zodia Taur. Zodia Gemeni. Zodia Rac. Zodia Leu. Zodia Fecioară. Zodia Balanță. Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Zodia Pești. Așadar, ziua poate fi influențată și de un bărbat, un bărbat care poate fi haină de stat. Pot fi legat și de evenimente care sunt pe societate, de niște suferințe, niște traume, poate, care se încearcă cumva să se țină sub un control sau pentru că sunt niște evenimente, cumva poate fi și o decizie care se ia la nivel de societate pentru a se ține sub control niște energii mai rebele, să spunem așa. Într-adevăr, poate și vremea, vântul poate juca un rol important, aerul. Acum poate ține și de evoluția vremii. Haideți să vedem. Pentru zodia Berbec. Să știți că voi ca berbeci, poate că pe servici, pe profesie, cariera, aveți și vreun stres legat poate și de niște evenimente, de niște întâlniri, de popularitate. Aici puteți fi într-o zi în care ori aveți de-a face cu persoane populare, vă duceți undeva într-un centru comercial, unde e lume multă, mai sunt și vedete, ori voi sunteți într-un cerc de cunoștință, de persoane, unde sunteți considerată o vedetă, unde sunteți într-o popularitate și poate să fie și stresant ceea ce faceți sau lumea din jur, dar poate fi și cu petrecere, cu bucurie, cu darul. O tentație, cumva aici și o tentație să mai ocolești un adevăr sau poate că vei avea de face și cu persoane care vor încerca să înșele. Aici cumva este stresul tău, este să nu fii mințit, să nu fii înșelat, să nu fii păcălit într-o afacere, într-o situație și din cauza popularității. Aici cumva ai, ori strânești vreo gelozie și asta te stresează, ori ești atras de ceva, de cineva, dincolo de normal. E o zi mai, să zic așa, cu puțin bâzdâc pentru zodia Berbec sau chiar voi puteți avea puțin bâzdâc din cauza succesului, să spunem așa, poate că aveți face sfițe, cum ar veni și văd că puteți avea foarte mulți bani, foarte multe câștiguri sau multe oportunități, petrecere, evenimente, bucurie, dar și poate aglomerație. Zodia Taur, să știți că voi aveți o zi fantastică, nu știu ce aveți voi ca zodie Taur, ce se întâmplă la voi, poate fi chiar o căsătorie, un botez, un contract, o mare, mare reușită pentru Taur sau ascendent Taur, deci așteptați-vă la miracol, așteptați-vă la succes, așteptați-vă la o iubire împărtășită, la prieteni, la suport, ajutor, revelații, iubire divină, să spunem aici, un miracol se produce pentru voi, poate fi o zi fantastică, cu un premiu, cu
o mare sărbătoare, cu o mare petrecere, cu o reuniune, cu o întâlnire, aici cumva aveți vreo întâlnire cu cineva cu care voi comunicați foarte bine, în care strângeți un parteneriat sau vă împăcați cu cineva. Zodia Gemeni, e o zi puțin cu niște temeri, frici. Cumva aici voi aveți o suferință pe care puteți să o treceți. Aici poate și din cauza unui lider sau voi ca lider, dacă sunteți într-o funcție, în ceva, cumva autoritatea voastră cumva are de suferit, ori pentru că aveți o problemă de sănătate și văd că vă e teamă că nu o să se descopere la timp, să zic așa, soluția, sau vă e teamă că afacerea voastră are și nu găsiți soluția să evitați poate și o teamă, o dușmănie. Aici ține poate și de un viciu sau ține și de... Puteți avea de-a face cu un bărbat cu funcție care e poate mai autoritar. Vă poate răni cu ceva, nu trebuie să vă fie frică cum ar veni. Aici cumva trebuie să nu aveți temeri, frici, că puteți face o descoperire, că puteți înfrunta o frică sau chiar să depășiți o teamă, o frică care poate ține și de o chestiune ce ține de societate, chestiuni militare, văd aici poate, sau de cine conduce. Puteți afla de cineva că vrea să vă facă să suferiți sau... Chiar el într-o suferință și de frică face, încearcă să sperie cum ar veni, să creeze puțină panică. Cumva voi aveți și o conexiune, parcă cu altă, teama voastră, cumva aici la Gemeni, poate fi și legat de un vis, cum ai venit, să ai un coșmar, să ai, nu știu, sau ține de sănătate, de un virus, ceva. Există aici o suferință care cumva încerci să o ții sub un control și poți să găsești o soluție. Pentru zodia Rac, eu zic cu bani, cu câștiguri, dar și o frustrare care vine din cauza unor îndoieli care le ai aici, cumva ai niște așteptări și cumva nu-ți iese niște calcule. Aștepți tu poate ceva și nu, oricineva încearcă să profite și asta te deranjează, aștepți ceva și întârzie și cumva cauți soluții amâni tu, poate, pe cineva care așteaptă și la rândul său de la tine un răspuns. E o zi așa în care puțin trebuie să înveți să te menții într-un echilibru. Ai nevoie poate de o consolare sau nu știi ce să faci. Dacă să consolezi tu pe cineva, să ajuți tu pe cineva care are într-o dificultate, că și tu parcă te afli într-o dificultate. Pentru zodia Leu, eu zic, să știți că eu sunt totuși cu niște schimbări cu un străzi. Văd că fiecare zodie are, în afară de zodia Taur. Taurul se pare că merge cel mai bine. Până acum, din zodiile care le-am văzut până acum, se pare că pentru Taur stelele sunt aliniate, divinitatea cumva binecuvântează pentru ziua de miercuri Taurii. Ziua de 13 poartă noroc. În schimb, la Leu, ziua de 13 poate fi o zi cu noroc, cu reușită, dar poate și cu o clarificare. Pot veni și vești legate de niște acte, o moștenire aici, sau poate că vă veți pune voi în valoare un talent moștenit. Cumva aici și mai faceți niște bănuți. Are legătură poate și cu legat de o profesie, de o carieră, poate mai învățați câte ceva. Pentru zodia fecioară, fecioarele iar au o zi foarte bună. Aveți o zi în care aveți niște întâlniri importante, întâlniri de destin, o împăcare, vă caută cineva, aveți un succes, o petrecere, un eveniment, nu știu ce aveți aici, puteți fi într-o popularitate, poate și datorită unui tânăr din semn de foc, sau poate apărea chiar și, nu știu, o petrecere, o naștere, un aniversare, un succes, văd un drum, o inițiativă de succes, văd că poate fi o zi cu niște întâlniri importante în care poate luați niște hotărâri, aici e o zi în care cumva aveți revelația situație bună care vine poate ca o judecată bună, e o karmă cumva, poate pentru voi ca fecioare, în care primiți o răsplată, în care vă simțiți poate binecuvântați, poate, de norocul care îl aveți, de popularitatea care o aveți sau care o are cineva din preajma voastră. Sau veți cunoaște un bărbat popular. Pentru, poate fi și legat de lumea artistică sau poate fi și legat de lumea afacerilor. Ei văd că socializați, stabiliți niște lucruri, poate împreună cu niște cunoștințe, cu niște prieteni sau participați la niște evenimente importante.
Pentru zodia balanță, eu zic o suferință aici cumva, cu o teamă care ține poate și de o persoană care vă judecă. Aveți aici de-a face puțin cu o persoană, de doamnă. Cumva aici e o teamă, o frică sau o rivalitate, cumva o dușmănie și legată de spiritul justițiar al unei doamne. Poate fi din zodie de foc sau mamă cu copil aici. Poate aveți frică, teamă și de judecata de apoi sau aveți vreo dușmănie, ceva, pentru că aveți voi copii aici, poate fi și legat de, vedeți, poate fi și o rivalitate cumva, cineva are nevoie de un ajutor. S-ar putea să descoperiți că cineva are nevoie de ajutor sau chiar voi veți cere ajutorul pentru că vă simțiți într-o spaimă, într-o teamă, într-o lipsă de popularitate. Aveți de-a face cu ceva aici cumva ține iar de karmă. Zodia Scorpion, la fel, eu zic, într-adevăr, eu zic karmică, poate ține și de o vindecare care trebuie să o faceți voi. Vă amintiți ceva și suferiți cumva, vreți să schimbați, vreți cumva să alungați niște amintiri neplăcute, este o ocazie să schimbați acest lucru, poate și să vă vedeți cu niște prieteni, să vă împăcați cu niște prieteni sau să vă aduceți aminte cum era când cumva aveți aici o suferință ca de copil, cum ar veni. Ca și cum ați fi, nu vă puteți descurca singuri, ca și cum vă simțiți cumva că aveți nevoie de ajutorul altora și asta cumva vă creează poate și o frustrare. Văd că vă căiți de ceva, vă pare rău de ceva, orică din cauza că cineva are o suferință, cum ar fi, îți pare rău de ce auzi de cineva care trece printr-o suferință, ori tu. Văd că ai și niște vise, poate, în timpul somnului, insomnii, nu știu, sau poate e vorba și de un coșmar. Teama de o boală, teama că nu o să fii, poate, iertat, cumva încerci să te împaci cu o situație sau încerci să schimbi o situație, apelând, poate, la locuri natale, la cineva drag din trecutul tău. Te poți vedea cu prieteni din trecut. Dar te pot și năvăli nostalgiile, amintirile din trecut te fac să suferi cumva. Zodia Săgetător, e o zi foarte bună, cu miracole pentru Săgetători, mai sunt zodii care au și lucruri frumoase. Puteți primi un ajutor, un sprijin sau voi, poate că sunteți cele care oferiți un sprijin, sunteți într-o popularitate, într-un succes, într-o comunicare care o aveți voi cu divinitatea, cu anumite persoane mai studiați, sunteți populari, poate oferiți ajutor sau poate vi se oferă ajutorul, s-ar putea să fiți puțin și bârfiți, bârfite, să spunem așa, pentru că sunteți puțin cam excentrici sau cei din jur vă consideră că nu prea vă pasă de anumite lucruri. Pentru zodia Capricorn, e o zi în care să știți că și voi puteți avea o zi cu miracole. O zi în care vă puteți redresa, puteți să vă împliniți dorințe, puteți să vă împăcați, să vă vedeți cu familia, să vă faceți prieteni, să faceți un drum. Cumva o strategie a voastră poate să ducă către un succes, către un eveniment de succes. Văd aici, puteți avea o mare reuniune, o mare petrecere, o mare sărbătoare, eveniment, concert, aniversare, cerere în căsătorie, botez. Aici pot fi niște evenimente care pot fi și la nivel de familie, dar și de societate, cu idei, sunteți foarte creativi. Vedeți că găsiți soluții în comun cu cei cu care voi comunicați sau voi singuri vă veți descurca, vă veți simți și veți fi admirați. Puteți face cunoștințe noi. La Vărsător, în schimb, e o zi puțin periculoasă, cu lucruri neașteptate și voi aveți nevoie de un miracol, el poate veni, văd aici că vă poate cineva, dar cineva încearcă și să vă sperie. Aici care legătură și cu un eveniment, cu o sărbătoare, cu ceva, eu zic karmică, să știți. Deci eu zic karmică pentru Vărsător care vine cu lucruri neașteptate, poate fi cum ar veni, ori sunt mișcările pământului, ori vremea, ori e vreun conflict, vreo ceartă cu cineva, cu vreun partener care încearcă să te intimideze sau încearcă să te blocheze în ceva, încearcă să-ți creeze o neplăcere ca să-ți impună ceva. Și văd că miracolul se poate produce să scap de acest lucru, pe neașteptate, poate fi și o intervenție divină. Poate ține și de credința ta, de încrederea care o ai. Poți fi aici cumva puțin criticat pe neașteptate, dar totuși să depășești acest lucru. Pentru Zodia Pești, la fel, o zi fantastică, Zodia Pești, să știți că puteți avea și voi niște miracole, niște noutăți,
poate credința și pentru voi joacă un rol important, veștile care le primiți de la prieteni, de la familie, văd că puteți să mai învățați câte ceva, poate vă înscrieți la vreun curs, poate copilul vă face o bucurie, vă bucură faptul că încep copilul vostru, copiii voștri au niște rezultate. Poate și vă duceți undeva, într-o vacanță și vă bucurați. Sau vă faceți un plan de vacanță, primiți o invitație să vă duceți în weekend undeva sau la o petrecere sau la vreun curs, la vreo expoziție, la vreun eveniment. Vă văd aici că sunteți în poveste care vine pentru voi, pentru ceva un nou, pentru o reușită. Și pe cont propriu veți avea o reușită, satisfacția că vă ocupați de ceea ce vă place. E o zi cumva solară pentru voi, cu vești bune, îmbucurătoare, sau vă veți simți mai bine, pur și simplu descoperiți poate o soluție care să vă aducă o vindecare. Cam asta e, dragile mele, dragii mei, din ceea ce pot să spun pentru ziua de miercuri 13, deci este un 13 aici, care poate fi cu noroc sau cu ghinion, mai puțin poate are importanță această superstiție, cât are importanță poate karma personală, cum ar veni acțiunile anterioare care vin din această viață sau dintr-o viață anterioară, pe care trebuie să nu, aș putea să spun că e o zi în care nu trebuie să tratezi nimic cu, nici cu teamă, nici cu frică, nici cu superficialitate, dar nici să gândești negativ, sau cumva este o zi în care te ajută foarte mult dacă ești înțelept și dacă gândești pozitiv. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru ziua de miercuri. Vă doresc să aveți o zi fantastică pe toate planurile, oriunde ați fi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!